Eu cred că e bine să, să vorbim câteva cuvinte și în limba noastră, în limba moldovenească, cea mai frumoasă și mai dulce limbă de pe pământ. Deci mă adresez concetățenilor cu următoarele cuvinte. Moldoveni, or să vă spună și vă spus și vă spun multe și nevrute, una mai gogonată decât alta, o să vă promită mare și sare și vă rog eu, nu vă lăsați păcăliți de aparențe. Nu credeți și nu vă lăsați amăgiți, duși în partea în care le convine tuturor celor care au distrus această țară și acest popor în ultimele decenii. Dacă și vă spune cineva că cu tare este așa, cu tare este altfel, nu vă lăsați amăgiți, mai întâi verificați, controlați, ascultați, verificați și numai după aceea luați o hotărâre. Nu vă duceți duș de căpestru, duș de curmeni. Foarte, foarte atent cu acest stoienoglu pe care cineva vor să-l facă jertfă și erou național. Acest stoienoglu, vă spun cu toată răspunderea, nu că nu trebuie să n-are voie, eu cred că nu, nu pur și simplu procuror nu are voie, nu că procuror general, nu că prezident, el încinde teba lungat din organele procuraturii, numai pentru ce s-au apucat să facă reforme cu cei 700 de procurori care i-au jurat credința lui Plăhătniuc. Numai pentru ce cu calicit chiar din fașă dosarul împotriva lui Dodon. Dosarul cu torba lui Dodon, unul din puținele cazuri în lume când un întreg președinte șef de țară e vzeatcă, e mită, e la labă, public filmat, chiar în oficiul acestui Plăhătniuc. Băi, tu ești președinte, băi, dacă tu te duci la naiba, știi și persoane particulare. Și iată acest stoienoglu după și a fost filmat și fixat și demonstrat și răzdemonstrat. Că Dodon a săvârșit o crimă extraordinar de periculoasă pentru interesul național, pentru starea statului, el oprește această cercetare, nu-i dă voie să meargă, nu-i dă hot, cum zic moldovenii, și pornește urmărire penală peste, nu știu, peste câte săptămâni sau luni, fiind obligat să facă lucrul ăsta chiar în aceeași secundă, fiind obligat să fixeze toate dovezile, așa cum se cuvine, ca să-l tragă la răspundere. Nu l-a tras la răspundere pe Dodon. Dosarul cu Dodon și azi este în judecată și nicio judecată cu probele în ghilimele care l-a trimis stoienoglu nu l-a judecat pe acest Dodon și în felul acesta Dodon rămâne liber. Deci, nu că procuror general, eu și cetățenie, l-aș de-a califica în față, public în față la tot acest popor. Respectiv, normal că Dodon i-a răspuns. Și dacă lui i-a răspuns, l-a înaintat la președinte. Înțelegeți, oameni buni, că cine votează pentru Stoienoglu, votează din nou pentru Dodon. Stoienoglu îi pus acolo, chipul el e un fel de jertfă a unui regim criminal și regimul este criminal și el, într-adevăr, a fost scos, dat afară de Maia Sandu, numai că nu l-a dat pentru ceea ce trebuie, dar l-a dat pentru că nu puteau să lucreze cu dânsul alte, pentru că el lucra cu Dodon, de atât și l-a dat afară. Dar, în general, acest stoienoglu trebuie tras la răspundere penală pentru crimele care le-a săvârșit și una din alte, a doua crime extraordinar mare este perioada pandemiei. Nu putea stoienoglu să nu știe toată lumea că aceste vaccinuri sunt neverificate. Era scris chiar în instrucțiunile cu privire la aplicarea acestor vaccine că ele pot da urmări nefavorabile pentru sănătatea omului. Nu putea să nu știi. Și dacă tu ai știut de asta, de ce n-ai oprit acest proces? Este elementar. Nu putea să nu știi că moldovenii sunt îngropați ca, nici nu știu cum să zic, fără sicrii, în saci de polietilenă și așa mai departe. Nu putea să nu știi câte miliarde s-au făcut la vaccinuri necalitative, la vaccinuri care au calicit sute și mii de oameni. De fapt, stoienoglu este vinovat de democid împotriva moldovenilor. De atâta, nu știu, cei care îl votează ori nu-și dau seama și scutăm și ori așa le place. Deci rugămintea să înțelegem, oameni buni, că puterea mai nu este însăși maia. Puterea mai este în prostie celor care încă o mai cred.
Astfel, principalul vinovat de situația în care am ajuns este numai Sandu și prostime, dar prostime care o votează. Principalul vinovat, ce li se întâmplă cu noi, este, sunt cei care o mai cred și astăzi, care o votează deja în repetate rânduri. Dacă vrem să scăpăm de o viitoare pandemie, pentru că merge un program global de reducerea populației și vine încă un virus, sau vor fi alte pandemii, dacă vrem să scăpăm, acum trebuie să bătăm pentru victoria furtună, care este unica dintre toți acești candidați, capabilă, care înțelege, care dorește să-i tragă la răspundere penală pe cei care au calicit atâta lume prin vaccinuri neverificate, prin vaccinuri dăunătoare, chiar aducătoare de moarte la foarte multă lume. Ea poate nu are experiența necesară pentru a administra un stat, evident că știe numai procuratură, dar văd că are o dezvoltare generală normală, în schimb știe foarte bine ce trebuie și cum trebuie de făcut, ca în foarte scurt timp și președintele pandemiei, Dodon, și prim-ministrul pandemiei, Chicu, care poate scăpa numai dacă l-a amăgit ministrul sănătății, și ministrul sănătății de atunci, și președintele comisiei excepționale, și chiar membrii comisiei excepționale, care au introdus atâtea reguli neconstituționale, s-au bătut joc atâtea de oameni, toți aceștia trebuie și vor fi trași la răspundere cu siguranță dacă lumea îi va acorda încredere victoriei furtună. Este tocmai specialitatea acestei stimate doamne și eu cred că ea va face față. Cei ce nu vor vota, vor vota din Dodon sau candidatura lui, înseamnă că gătiți-vă să mai mărim de vă câteva ori cu zecele, dacă nu chiar cu sutele de mii. Este o prostie mare, oameni buni, că noi deja de câte oară ne dăm amăjiți, păcăliți, induși în eroare de așa numită alegere dintre două rele. Eu am scris și în cartea respectivă de care o parte de dumneavoastră știți că de fiecare dată dinainte ne dau un sac cu câteva mâțe de care n-are nimeni idei și la urmă ne trezăm cu doi răi. Și îți spune, ce-ți fac? Dar pe să-l aleg pe ăsta, nici așa nu se poate. Ia că pe ăsta că el ar fi mai bun. Da, dar răi sunt amândoi. Respectiv, votând unul din doi răi, blagoslovim, sfințim și încurajăm răul și mai departe. Și așa nu mai scăpăm niciodată de nevoie. Deci, a vota unul din doi răi nu înseamnă nimic altceva decât a crește răul și mai departe. Așa.